Mircea Marcel Popa este propunerea PSD Hunedoara pentru postul de viceprimar, rămas vacant la sfârșitul lunii ianuarie, în urma decesului lui Cătălin Olar. Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali, iar în urma votului din ședința de astăzi a Consiliului Local Hunedoara, Mircea Popa este noul viceprimar. Propunerea mea, pe care am înaintat-o consilierilor locali, a fost aceea de la alege pe domnul consilier local Mircea Popa. El a fost votat de către 15 consilieri locali din totalul celor 20 prezenți, un consilier local de la PSD absentând motivat, astfel că de luni municipiul Hunedoara va avea un nou viceprimar. Este un om care cunoaște administrație locală, este un om care cunoaște angajații primăriei și evident este un om pe care Consiliul Local, pe care eu mă voi baza în mod special, așa cum am făcut-o de altfel și cu regretatul Cătălin Olar. Acesta este inginer de profesie, a fost viceprimar al Hunedoarei în perioada 2000-2004, consilier județean în mandatul 2016-2020, iar din septembrie 2020 este consilier local.